Primul episod al celui de-al șaptelea sezon, Insula Iubirii, a înregistrat aseară un record de audiență la nivelul cotei de piață, încă de la lansarea formatului. La ceremonia ispitelor, Insula a aruncat plasele și și-a lansat tentațiile, iar cuplurile au mirosit imediat pericolul. Unora le-a înghețat zâmbetul, în vreme ce alții și-au ascuns nesiguranța în spatele glumelor pentru că începând din acest moment sunt conștienți cu toții că rezistă cine poate și doar cine iubește nu lasă. Tot aseară, telespectatorii, dar și cuplurile prezente pe insula iubirii au cunoscut și ispitele surprize ale sezonului. Într-un show spectaculos, Radu Vulcan le va prezenta concurenților semnalul de care trebuie să se teamă cel mai tare, dragilor. Aceasta este flacăra ispitei cea care se va aprinde de fiecare dată când partenerul unuia dintre voi va trece limita pe care ați stabilit-o. Ce nu veți ști însă, până la bomfire, este pentru cine s-a aprins. Aceste momente vă vor aduce zi după zi tot mai aproape de adevăr, un adevăr vegheat îndeaproape de flacără. Fiecare gest cu potențial exploziv va avea reacție în timp real, riscând astfel să facă rapid scrum o relație, le va spune Radu concurenților. Cuplurile petrec ultima noapte împreună înainte de a se despărți. Concurenții încearcă să se relaxeze cât mai bine. Radu Vulcan și-a făcut apariția, iar veștile i-au cutremurat pe concurenți. Aceștia vor petrece o ultimă seară împreună, apoi fiecare va merge pe o altă insulă, iar testul iubirii va începe. Radu Vulcan face marele anunț. 20 de ispite vor locui alături de cupluri. Aceștia din urmă au ocazia să le cunoască. Ispitele au intrat în scenă și s-a lăsat liniștea. Băieții admiră fetele, dar partenerele lor au un schimb dur de replici cu Ispitele feminine. Marius și Bianca povestesc de ce și-au dorit să vină la insula iubirii. Cei doi se iubesc foarte mult și vor să se căsătorească, dar vor să aibă și copii după ce vor trece testul iubirii. Claudia are un schimb mai dur de replici cu ispita Roxana. Uite ce și-au spus cele două femei. Tensiunile și-au spus cuvântul la insula iubirii, iar ispita Roxana Rapailă și concurenta Claudia Florescu au ținut să-și spună câteva cuvinte destul de acide. Conversația lor a fost una destul de dură. După ce ispitele au oferit concurenților celebrele ghilande, cuplurile au plecat către camerele unde aveau să petrească ultima seară împreună.